Bună seara, suntem la IMM Focus, sunt Alexandru Răducanu, iar invitații mei sunt Vlad Ardeleanu și Robert Hordei. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Doi dintre experți în credite. Vlad este specializat pe credite acordate persoanelor fizice, iar Robert pentru creditele pentru IMM-uri. Este corect? Am înțeles bine. Corect. Banii sunt una dintre principalele probleme, să le spun așa, pe care noi oamenii le avem în general în viață. Multe dintre situațiile noastre mai dificile pornesc de la subiectul banilor. Niciodată nu avem destui. Chiar Ion Țiriac spunea, la niciun nivel nimeni n-are destui bani. Corect. Și de multe ori ne dorim să avem acces la mai mulți bani decât avem în portofel pentru a ne îndeplini anumite visuri, dorințe, nevoi. Și atunci, una dintre soluții este să apelăm la credite. Aș începe cu un subiect așa de sezon. Pentru că toată lumea își dorește să plece în vacanțe, în străinătate, în România. A devenit un produs efectiv creditul pentru vacanță? În ce stadiu este? Se pot obține credite speciale pentru zona asta de călătorii, vacanțe, turism? Sau e un credit de nevoi personale generic și face omul ce vrea cu el? E un credit de nevoi personale generic. Nu există un anumit tip de produs sub vreo formă destinat clar unei vacanțe. Nu, este creditul de nevoi personale pe care orice client, orice persoană care îl accesează poate să-l folosească precum își dorește. Mă rog, banii proveniți din creditul de nevoi personale pot fi folosiți precum își dorește fiecare client. Nu au o destinație exactă sau specifică. Asta în ce privește creditul bancar, dar poate există agenții de turism sau alte instituții care ar putea să acorde, nu știu, o formă de vânzare în rate a unor vacanțe? Da, marea majoritate a magazinelor care au forme de vânzare a produselor pe care le distribuie în rate, într-un anumit număr de rate, marea majoritate sau, dacă nu mă înșel, toate lucrează ori cu bănci, ori cu instituții financiare non-bancare. În aval. Ei sunt doar exact, o interfață. Exact. Își prezintă produsul, poate să fie produsul lor, poate să fie un produs, un joint venture între compania respectivă și instituția ce urmează să acorde finanțarea, chit că este bancă sau IFN, dar niciodată nu acordă singure. Deci n-au cum. Punct. Robert, există ușurință mai mare sau mai mică în a obține un credit ca și companie mică versus creditul de nevoi personale sau, știu și eu, credite imobiliare, credite pentru achiziții auto, mă gândesc ce poate fi pe linia de persoană fizică. Cum este zona asta de IMM-uri? În general, băncile analizează în același fel, ca și principiul de analiză, atât persoanele fizice cât și persoanele juridice. Sunt cam aceleași criterii în mare? În mare, evident. Diferențele sunt făcute de ce anume analizează la fiecare segment în parte. Referindu-mă la persoane fizice, analizează un anumit aspect, anumite criterii de eligibilitate, pe când la persoane juridice analizează alte aspecte. Dar, în general, ca și flux de lucru, există o analiză. N-aș putea spune că există foarte mari. Băncile se axează pe analiză și pe criterii de eligibilitate. Cum este situația mai macro a creditării în România? Pentru că am avut anii 2006, 2007, 2008, creditul cu buletinul, a fost o expansiune a creditelor, apoi o contracție. Unde ne aflăm acum pe accesibilitatea sau disponibilitatea instituțiilor financiare de a acorda credite pe de o parte și pe de altă parte disponibilitatea oamenilor de a-și mai asuma un credit pentru că mulți au trecut prin diverse experiențe personale mai dure. Puțin plăcute. Voi răspunde pentru ceea ce înseamnă persoane fizice, iar colegul meu Robert va veni în completare și va spune cum se prezintă situația în cazul IMM-urilor. Nu putem să comparăm
De fapt, nimeni nu are cum să compare situația din 2008, 2010 sau oricare perioadă din acel interval de boom, criză imobiliară, cu ceea ce se întâmplă acum. Totul este mult mai simplu acum. Băncile acceptă doar acei clienți care cu siguranță își pot rambursa, au posibilitatea să își ramburseze împrumuturile pe care le contractează, chit că vorbim de un credit imobiliar sau de un credit de nevoi personale. Deci partea de intrare este selecția mai este, severă? Da, criteriile de eligibilitate sau, mă rog, să spunem altfel, ratingul pe care îl acceptă băncile în baza criteriilor de eligibilitate a fost ridicat. Dar acest lucru este un aspect foarte bun. Asta înseamnă că băncile acordă credite doar către anumite segmente. Înseamnă că urmează să acorde în continuare credite acelor persoane din acele segmente. Nu mai le este teamă. Ok, vor să facă expunere, vor să-și vândă un anumit produs, targetează acele persoane cu un profil bun. După care trec la următoarele persoane care îndeplinesc același profil. Drept urmare, nu vine în minte o comparație simplă, numai că dacă ai greșit odată, ai ajuns să înveți din greșelile pe care le-ai făcut. Până mai nu mai există așa de multe credite neperformante. Exact. Și nici probleme atât de partea instituției creditoare, cât și de partea persoanelor, pentru că cei care accesează creditele și le plătesc. Corect. Plus că consumatorul, oricare ar fi el, chit că este persoană fizică, chit că este un IMM, o persoană juridică, a ajuns să fie mult mai educat, mult mai bine informat. Și să înțeleagă foarte bine ceea ce înseamnă tot procesul și pasul de a obține finanțarea dorită, ceea ce este minunat. A produs partea aceea de criză financiară și o anumită maturizare a clienților privind motivele, nevoile pentru care accesează credite, nu se mai aruncă așa de ușor da, să se da, ducă la da, bancă categoric, pentru orice? Da, categoric. Cum e pe partea de companii? Bună întrebare. Există un raport de statistică, mai exact un raport de stabilitate, în care există o statistică la decembrie 2016, emis de către BNR, în care arată că în România, la sfârșitul anului 2016, existau aproximativ 600.000 de IMM-uri active. Din aceste 600.000 active cu o facilitate de creditare în curs, erau aproximativ 100.000. Deci una din șase. Una din șase, cu aproximație. Acum lucrurile ar trebui să fie privite din altă perspectivă. Nu înseamnă că dacă sunt doar 100.000 din 600.000 de IMM-uri finanțate, înseamnă că nu există o piață. Există posibilitatea ca acel IMM să nu fi avut nevoie, să nu fi vrut, să nu fi avut încredere. Exact cum spunea și colegul meu Vlad, consumatorul a devenit educat din punct de vedere financiar. Nu se mai aruncă cu capul înainte doar de dragul de a face un credit. Cu toate astea, băncile au apetit pentru creditare. Clar, există bani pe care băncile vor să-i dea. Îl aveam invitat ieri în platou emisiunea asta pe domnul Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naționale Mugurii Sărescu, și spunea că pentru prima dată în istoria post-decembristă valoarea economiei, quantumul economiilor depășește quantumul creditării cu o sumă foarte mare, de ordinul unor 10 de miliarde de lei. Și băncile deja nu mai au nevoie să aibă influx de capital din afară, folosesc banii din economii pentru a acorda credite și le rămâne și un surplus. Deci oamenii mai degrabă economisesc în perioada aceasta decât să ia credite. Este și o spaimă de a mai lua credit sau a apărut un trac al oamenilor de a se mai îndrepta către o instituție financiară pentru a cere bani, nu a depune? În general, este posibilitatea ca oamenii să fie avut o experiență neplăcută la nivel personal cu un credit al unei bănci, din diverse motive.
automat se mai gândesc încă o dată în momentul în care apelează. Deși în condițiile în care apelează la cineva specializat, cum suntem noi, echipa noastră, în acel moment scapă de teama de a nu primi informații transparente, de a nu primi informații corecte. Și în primul rând capătă toată informația, centralizat. Știu că compania pe care o reprezentați, AVBS Credit, este jucătorul numărul 1 în privința companiilor cu acționariat local românesc. Corect. Deci ați obținut performanțe foarte bune în domeniul pe care activați. Care este avantajul în a lucra cu un broker de credite versus a merge să cauți o soluție la o bancă, la cea la care ai poate conturi, sau a merge pur și simplu așa, din ce ai mai citit în presă, ce ai mai auzit de la cunoscuți? Aș vrea să discutăm atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Okay, okay. Care ar fi avantajul de partea persoanelor fizice? Primul care mi-a venit în minte în momentul în care ai întrebat este timpul. Se aplică și persoanelor juridice. Următorul, aș spune, acel aspect pe care l-a precizat Robert, centralizarea informațiilor. Puțin dificil să te duci, repet, se aplică ambelor, nu e ceva particular pentru persoane fizice. Puțin dificil să te duci pe la vreo 10 ori 15 instituții financiar non-bancare și bănci în același timp să deci ții toate sunt, informațiile. Cam câte sunt cu totul? 100? Nu sunt 100. Sunt undeva pe la vreo 30? Aproximativ. Cam 30, pe acolo. Ceva. Mă rog, IFN-urile apar, dispar, nu au neapărat o perioadă foarte mare de viață. Instituțiile noastre partenere sau ce? În general, pe piață. Pe piață. În piață, da. Sunt cam acolo e numărul. Da, aveam sentimentul că sunt mai mulți. Există, numai că nu sunt foarte dezvoltați și nu sunt un jucător de care să zic cont. E o instituție, tot respectul pentru ei, că sunt competitorii în piața bancară, doar că în instituții de care să ții cont, exact cum zicea colegul meu, sunt 30 ceva în piață. Sunt produse semnificativ diferite de la o instituție financiară la alta, ca și tip de produs, ca și condiții de eligibilitate. Ce dă flexibilitatea în a lucra cu un broker de credite versus a te duce pur și simplu la o instituție financiară? Știi ce se întâmplă? În momentul de față, în piața financiară bancară din România, băncile și în general instituțiile bancare și non-bancare și-au cam uniformizat oferta, grosso modo vorbind. Produsele sunt cam aceleași ca structură, oferă cam același lucru ca și costuri. Sunt sensibil egale, există diferențe, evident, dar sunt sensibil egale. Diferența este făcută de interacțiunea pe care o ai cu persoana respectivă. Există multe nemulțumiri legate de comunicare, de birocrație. Mă rog, birocrație ține mai mult de mediul legislativ din România, dar ține mult de comunicare. Lucrând cu un broker care speță echipa noastră, marea majoritate suntem provenind din mediul bancar, cu experiență, cu pregătire, automat știm cum să ne punem în pielea clientului, fără a minimiza pregătirea și experiența angajaților din bancă, evident. Dar știm cum să punem problema astfel încât un client să plece cu informația completă, transparentă și la locul ei, ca să zic așa. Cam cum decurge o discuție, o primă întâlnire? De pe ce canale vă vin clienții? Și cam cum te decurge un prim contact cu un client? Ar putea să vină și de la canal 33 clienții, dacă tot vorbim de canale. Sunt canalele cele mai simple canale sau cel mai simplu canal este acela al recomandării. Da, s-a întâmplat un client care a fost mulțumit de relația pe care a avut-o cu din compania X, recomandă ori colegului de birou, mă rog, de departament, birou și așa mai departe, ori amicului, cunoștințelor, recomandă serviciile noastre. Acesta este cel mai simplu și cel mai ușor și în același timp este și cel mai important.
După care... Ce adaugă valoare sau ce adaugă, cum să spun, greutate unei recomandări versus o informație obținută din alte surse? Recomandarea, prin recomandare, persoana respectivă primește din partea colegului, colegei, amicului și așa mai departe, primește și împărtășește cu experiență. Exact, trăirea pe care acesta a avut-o în momentul în care a apelat la serviciile noastre. Și atunci, cu cât este mai mulțumit și cu cât povestește cu mai multă forță, cu mai multă pasiune, cu atât vine mai încrezător persoana, cu atât vine mai încrezătoare persoana prin recomandare. După care sunt mediile, sunt mediile online, de la promovări pe site, pe canalele de social media. Există parteneriate, poate este greșit spus, colaborări cu diferite agenții imobiliare, cu diferiți dezvoltatori și lista poate să continue. Sunt canale speciale pe care vin sau puțin diferite pe care vin clienții pe zona corporate? Nu aș putea spune că sunt neapărat diferite. În principal, tot zona recomandărilor funcționează. În momentul în care îți faci treaba cum trebuie, clientul pleacă mulțumit de la tine, exact cu ceea ce a dorit să obțină ceea ce a dorit, automat cea mai mare splata ta este când te recomandă. În completarea celor spuse de Vlad, mulțumirea cea mai mare în cazul persoanelor juridice, în cazul IMM-ului, este când ai un client pe care care intermediat un credit, s-a finalizat tranzacția și te recomandă partenerului de afaceri, te recomandă clientului lui, te recomandă furnizorului, te recomandă persoanelor pe care le are angajate pe persoană fizică. Lucrurile cumva se leagă între ele. E răsplata supremă pe care putem să o avem în momentul în care ne recomandă cineva. Ce aș vrea să punctez este faptul că lucrul cu un broker de credite, cel puțin în cazul companiei voastre, din câte m-am documentat, este gratuită pentru client, pentru beneficiarul Corect. Creditului. Corect. El nu trebuie să plătească nicio Absolut. Taxă sau niciun alt cost în a lucra cu un broker de credite, dar pe de altă parte poate beneficia de o expertiză, de un sfat și de cel mai bun produs pe care piața îl poate oferi. Corectez aici, nu cel mai bun produs din piață. Care se potrivește lui. Cel mai potrivit. Exact, corect. Cel și mai chiar potrivit. Suntem un lux care nu costă, exact cum zice Valentin Angel. Există niște tipologii de clienți, apropo de cel mai bun produs care îi se potrivește, am putea să discutăm pentru persoane fizice și pentru persoane juridice de câteva clase, să zic, sau câteva categorii care se potrivesc pentru un tip de companie creditoare sau un tip de produs și altele okay. pentru alt tip? În general, apelează la bănci clienții care vor să își dezvolte afacerea. Clienții care înțeleg că apelând la ajutorul unei bănci își pot dezvolta porta în gaza oameni, se pot extinde. Nu există un segment anume în care se potrivească unei anumite bănci sau unei anumite instituții. Fiecare client se potrivește un anumit tip de produs în funcție de nevoia pe care o are. Sunt clienți care au decalaje între, referindu-mă la persoane juridice, sunt clienți care au decalaje între încasări și plăți. Din cauza faptului că clientul respectiv are o perioadă mai proastă și n-a putut plăti o comandă, n-a putut onora o comandă, sau chiar așa este înțelegerea, să facă plata la 30-60 de zile, atunci clientul respectiv îi se acordă, îi se oferă o linie de credit, un overdraft, un ajutor. Există, pentru că lucrurile se leagă în ce sens? Ne plătindu-i clientului nostru, automat nici clientul nostru nu își poate plăti furnizorul. Există, normal, sunt momente firești în viață, ca și în viața unui om, sunt momente firești în viața unei întreprinderi și lucrurile astea se întâmplă frecvent. Este o categorie de clienți care în general apelează la suport, la ajutor, în sensul ăsta. Cum este pe partea de persoane fizice, ca și tipologii sau categorii de nevoi? Puțin, da, e
poate să fie, pot fi segmentate categoriile în funcție de nevoia fiecărei persoane în parte sau, mă rog, fiecărui grup de persoane în parte. Poți avea grupul, presupun că există mai multe grupuri. Da. Deci ai grupul persoanelor care doresc acele credite de consum, despre care vorbeam la începutul emisiunii, cele pe 5 ani pe care le poți obține și poți gestiona banii precum îți dorești. Cam care sunt limitele financiare pe tipul ăsta de credit de nevoi personale? Din punct de vedere al sumei pe care poți să o împrumuți. Aș spune 200.000 de lei. Poți... E plafonul maxim. Da. Dar este unde ai ajuns de dificil să ajungi să împrumuți 200.000 de lei pe 5 ani de zile. Deci profilul acelui client care poate să... Este chiar directorul băncii. Da, acolo, probabil, sau cel puțin minimum directorul unei unități bancare. Din punct de vedere, nu știu, profil client, venituri, stabilitate, exact, comportament de plată. Profilul companiei angajatoare. Exact, foarte corect, important. Foarte important. Și atunci, dacă ar fi să segmentăm grupuri de consumatori, de persoane, grupuri de oameni pe anumite tipuri de produse, ar fi structurate în felul următor. Ai avea grupurile de persoane care se duc către creditele de nevoi personale, ai avea grupurile persoanelor care își doresc o primă casă și atunci se duc către programul Prima Casă, după care ar fi grupul celor care doresc să-și îmbunătățească condiția pe care o au în acel moment, având o casă deja, okay, doresc să treacă la următorul nivel și atunci se duc către acel credit ipotecar. Am depășit acea isterie cu creditele pentru electrocasnice sau în continuare reprezintă o... Nu mai este isterie din credite, s-au transformat în acele carduri în rate fără dobândă pe care le au cardurile de cumpărături. Cu siguranță toată lumea. Ce înseamnă acest fără dobândă? Că am remarcat și eu, fără dobândă. Poate o instituție financiară să ofere niște bani fără dobândă sau e doar o chestiune de marketing? Nu. Chiar îi oferă atât timp cât sunt respectate condițiile. Sunt fără dobândă. Practic, îți iei un produs ce costă 5.000 de lei, prin ajutorul, să presupunem, al cardului respectiv, iar produsul îți este împărțit în 5 rate fără dobândă. Iar atât timp cât tu plătești la timp acea rată de 1.000 de lei, nu-ți va fi percepută dobândă. În momentul în care întârzi, da, dobânzile încep să curgă și încep să curgă. Da. Și au românii disciplină în a-și plăti ulterior ratele? Apropo de treaba asta, urmăriți și ce se întâmplă cu clienții care au luat un credit prin intermediul dumneavoastră? Țineți legătura atât cu instituțiile financiare cât și cu clienții? Contractual trebuie să avem un portofoliu, una dintre condițiile pe care le avem impuse, să avem un portofoliu cât se poate de, a spune curat, dar mai bine zic corect, okay, să nu avem clienți în situații de neplată, dar... Da, se întâmplă, adică în orice... Sunt accidente, dar una este momentul în care consider că vei ajunge într-o situație unde nu vei mai putea plăti pentru o scurtă perioadă creditul respectiv, în momentul în care anunți și în momentul în care te duci, presupunând că acel client a luat creditul prin noi. În momentul în care sună și discută cu noi, sau dacă nu face asta, discută direct cu banca, întotdeauna se găsește o soluție, se poate găsi o soluție, astfel încât impactul, ceea ce clientul urmează să experimenteze în acea perioadă mai puțin bună pentru el, este diminuat. Tot o vorbă era că, virgulă, banca, cred că tot Ion Țiriac spunea, banca este acea instituție care îți dă o umbrelă pe vreme bună și îți o cere înapoi când începe să plouă. Adică atunci când îți e cel mai greu, dacă nu ai o consiliere de specialitate și o relație totuși de dialog cu instituția financiară, te poți să zic că ți este și mai greu. Corect, că exact spune o presiune și Robert. Comunicarea este foarte importantă. Foarte importantă să explici ceea ce
situația în care ești și să înțelegi că ok, poate nu să existe niciodată acea soluție perfectă de care ai putea beneficia, dar cu siguranță există o soluție care să te ajute să treci peste acel moment. Am auzit pe la unele bănci că IMM-urile nu sunt atât de reliable, spun ele, ca și potențial clienți. Mai este de actualitate abordarea asta sau au început să fie și băncile mai deschise, mai flexibile către zona de IMM-uri? Pentru că, sigur, mă și uitam, o companie foarte mare din România, nu-i dau numele, nu contează, una dintre cele mai mari, cu un grad de îndatorare, nu știu, de 100, nu știu cât la sută. Adică unui IMM nu-i dai nici un leu, un leu. Adică înțelegem ce zici. Și unul îi dai 150% față de cifra lui de afaceri sau mi se pare cumva da extreme. În ultima perioadă, referindu-mă la ultimii ani, din fericire băncile au înțeles că persoane juridice sunt chiar sunt motorul economiei. Și atunci există o apetență. Băncile chiar au bani de dat, exact cum ziceam și mai devreme. Există o apetență către creditare. Băncile vor să crediteze. Sunt bani de dat. Clientul persoană juridică, la momentul ăsta, este un client mai educat. Da, apelează la bancă. Din nefericire, nu apelează atât de mult cât ar trebui. Adică nu e conștient că... Sau când ar trebui. Poate că nu ar trebui să apeleze la bancă când este într-o nevoie. Nu, exact. Trebuie să apeleze la bancă în momentul în care... Îi merge bine. Când îi merge bine. Trebuie să conștientizeze că... E o veche zicală românească. Afacerile, în general, se fac pe banii băncilor și pe banii furnizorilor. Am inventat-o eu. Eu doar am reprodus-o. Dar atunci când îi merge bine... și are de gând să se extindă, să se dezvolte, să-și angajeze oameni, atunci este momentul, pentru că automat, luând bani de la bancă, câștigul lunar este mult mai mare decât dobânda pe care o plătește dăm banii înapoi. Asta înseamnă evoluție, asta înseamnă dezvoltare. Numai că mulți dintre clienți, din nefericire, apelează la bănci atunci când sunt într-o situație delicată. Chiar și în exemplu de-l ziceam mai devreme, când există decalaje. Ok, pe de altă parte, mai este un aspect, băncile nu creditează o societate în momentul în care ele constată că acea societate nu are nevoie de bani. Se face analiză și dacă se constată că acea societate nu are nevoie de bani, chiar nu este creditată. Aici mă refer la linie de credit, la overdraft, la creditele capital de lucru, nu mă refer la creditele de investiții. Asta și pentru că probabil că aceste linii de credit oferă niște randamente instituțiilor creditoare în măsura în care sunt folosite. Sunt utilizate. Altfel sunt niște bani care stau blocați. Exact. Și nu-i folosește nimeni. Nu sunt ai nimănui. Nu, asta este scopul. Da. Nu este scopul. Nu le dau bani, efectiv nu le dau bani. Se constată că nu are nevoie de bani. Revenind la investiții, atunci da, băncile sunt mai deschise la analiză. Cam ce tip de nevoie au companiile și cam care este experiența pe care o aveți pe zona asta de creditare de IMM-uri? Nevoia de finanțare a companiilor este în general pentru finanțarea activității curente. Marea majoritate a clienților merg pe nevoia unei finanțări a activității curente. Există multe societăți care vor să se și dezvolte investind, făcând un credit de investiții, cumpărând utilaje, spații, hale de producție. Cum puteți da niște exemple, fără să nominalizăm clientul, de tip de dezvoltare pe care l-au avut unii clienți care au luat credite prin intermediul vostru? Sigur că da. Este un client care lucrează foarte mult cu supermarketurile. Este un client finanțat de noi recent, îl zic pe cel mai recent. Da, pentru că oamenii cel mai ușor înțeleg prin exemple. Prin exemple. Este un client care, lucrând cu supermarketurile, automat i-am intermediat o facilitate de factoring în relația cu supermarketurile. A vrut să se dezvolte, să-și construiască o hală de depozitare în care, el concret ce făcea? El aproviziona supermarketurile cu zarzavat, cu produse agricole, leguminoase, ca să zic așa.
activitatea lui era destul de restrânsă, în sensul în care lua de la producător și o ducea direct la... Deci era un intermediar. Era un intermediar, exact. E, în momentul în care a apelat la noi, l-am finanțat, i-am intermediat un credit la unul dintre partenerii noștri, omul și-a cumpărat o hală. Automat, cumpărându-și hala, a putut să depoziteze mult mai multe produse, având o putere mult mai mare de depozitare și de transport, automat au mai apărut alți clienți supermarket. Alte puncte de desfacere. Exact. Alte puncte de desfacere, exact. Deci afacerea lui pur și simplu s-a dezvoltat. S-a dezvoltat foarte mult prin intermediul nostru. Nu vă mai spun că au venit foarte mulți dintre partenerii lui de afacere la noi să discutăm, să... mai este un aspect de care trebuie ținut cont. Pentru că oamenii văd, îl cunosc pe acel antreprenor, că se chinuia, exact, că era la o anumită scară, exact, și plus că îl văd. Dintr-o dată a evoluat. Da. A angajat oameni, a cumpărat mașini, a venit mulți dintre partenerii de afaceri să discute cu noi. Pe moment nu s-a finalizat o discuție, dar este un lucru, este în analiză și lucrul exact ce spuneam de recomandări. A fost mulțumit, s-a dezvoltat, a explodat, au venit alte. Mulți dintre angajații pe care îi are, automat și-au cumpărat case prin intermediul nostru. Lucrurile se leagă. Dar trebuie ca oamenii să fie și foarte responsabili în ce fac cu banii respectivi. Apropo, băncile dau, except în zona de credite de nevoi personale, banii cu anumită dedicație. Adică nu poți să spui că ei ca să cumperi o mașină și tu cumperi o vacanță în Hawaii. Nu. Atât timp cât produsul are o destinație, destinația produsului va fi respectată. De regulă, banii pleacă direct de la bancă la furnizor sau trec prin contul clientului? Cum se întâmplă dacă este cu destinație clară? Banii trec prin contul clientului cu destinația furnizor, vânzător, depinde la ce ne referim acum. Dacă ne referim la un credit de achiziție imobil, banca pune banii pe contul clientului și din contul clientului se face transfer către contul vânzătorului. Atenție, clientul nu are acces la ei în acel moment. Banii există electronic, nu poate să-i scoată, nu poate să-i utilizeze, nu poate să facă absolut nimic. Decât plata pentru furnizor. Și dacă ar face un ordin de plată să trimită banii în alt cont față de cel al vânzătorului, tot nu va fi operat. Exact. Am înțeles. Prin urmare, cumva banca forțează beneficiarul să fie responsabil. Să fie corect, de fapt. Asta e destinația creditului. Trebuie să fii corect, nu? Nu iei un credit și ce faci cu el? Nu faci nimic sau încerci să faci altceva decât motivul pentru care l-ai luat? Nu. Banca spune, ok, sunt corect cu tine, îți dau banii respectivi, îți finanțez acel lucru pe care ți-l dorești, chit că vorbim de o casă, chit că vorbim de afacere, chit că vorbim de absolut orice, dacă eu am încredere în tine să-ți dau acești bani, ok, da, mi dai înapoi, achiziți o anumită dobândă și așa mai departe, logic, că banii nu sunt gratuiți, da? Dar atât timp cât banca cere doar corectitudine, mie mi se pare absolut normal, nu mi se pare o chestie de a forța clientul, nu. Cam cât timp durează acordarea unui credit? La ce tip de credit ne referim? Zice Robert de instituțiile. Da. În funcție de... Vorbim în credit IMM. Acum, în funcție și de ce tip de... ce segment de client. Putem să vorbim despre profesie liberale, despre avocați, despre notari, putem vorbi despre simple PFA-uri, putem vorbi despre IMM-uri, segmentul superior, IMM-urile medii, firmele un pic mai mari, ca segment. De regulă, în funcție și de tipul de credit de care vorbim, și la asta mă refer dacă implică o garanție, dacă nu implică o garanție, o scrisoare de garanție, o scrisoare de bună execuție, putem vorbi de la 2-3 săptămâni la o lună, în condițiile în care avem toate documentele strânse. Foarte important să ai toate documentele strânse. Adică când zicem documentele strânse, nu e ca și cum ai două foi și alea sunt. Nu, trebuie să le ai strânse, puse în ordine. Asta este treaba noastră, să le punem în ordine și să aranjăm dosarul astfel încât să fie impecabil în momentul în care îl transmitem în analiză. Cu cât dosarul este impecabil, cu cât dosarul este mai bine făcut, cu atât totul va merge foarte, foarte bine. Și timpul mai mic. Exact. Și atunci timpul este diminuat, dar este la fel de important precum acțiunea noastră de a întocmi dosarul, este
ca noi să avem toate documentele pe care le solicităm. În general, cam care sunt aceste documente? Persoane juridice, răspunde Robert, completez la persoane juridice, referindu-mă la documentele financiare, sunt cele standarde. Balanță, balanța lunară, ultimii 2 ani fiscali încheiați, bilanțul la ele, se analizează furnizorii, se analizează clienții, se analizează contractele pe care le are firma în momentul respectiv. În general, se analizează afacerea cu totul. Contează profilul antreprenorului? Contează. Contează nu numai profilul, contează foarte mult domeniul în care activează. Nu toate domeniile sunt creditabile. Cu preponderență, referindu-mă iar la raportul de stabilitate al BNR din decembrie 2016, principale domenii finanțate de către bănci a fost producția și, surprinzător, au fost construcțiile. Deși până atunci se finanțaseră, dar nu intrată de mult. Un alt domeniu pe care banca caută să-l finanțeze este domeniul comerțului. Din păcate, în anul 2016, prea puțin finanțat. Prestările de servicii, agricultura, iar este un domeniu în care, pe care banca caută să-l finanțeze. Nu banca, e interesată să-l finanțeze în general. Din această perspectivă a garanțiilor, pentru că ai punctat la un moment dat garanții, cam ce tip de garanții poate aduce un IMM și există și credite pe care IMM-urile le pot lua fără garanții, pentru că revenim cumva circular. Cei care au deja diverse proprietăți care pot garanta, să spunem că au mai ușor acces la finanțare. Dar ce fac cei care n-au o proprietate sau cam ce cer băncile pentru garanții? Există, în momentul de față, există instituții financiare care acordă diverse facilități de finanțare fără garanții. E adevărat, se raportează la un procent din cifra de afacere anuală a clientului respectiv. Cifra variază, poate fi 10%, poate fi 25%, poate fi 20%. Se analizează foarte mult și în funcție de afacerea pe care o are clientul și de tipul afacerii. Astea sunt creditele pe care le dau fără garanție. Pot ajunge undeva până la 120.000 de lei. În momentul în care ajungi, și ca preponderență sunt linii de credit, overdraft, credit capital de lucru, adică finanțarea, în general, finanțarea activității curente. Este important din această perspectivă sau ai mai multe șanse dacă te duci cu o astfel de cerere la banca la care deja ai un anumit rulaj? Sau da, întotdeauna băncile preferă clienții cu care au un istoric, pe care îi cunosc, cu care au un rulaj, cu care au o relație. Întotdeauna. Asta nu înseamnă că dacă eu am o relație cu o bancă anume, mă duc la o altă bancă și nu mă bag în seamă sau nu discută cu mine. Din contră, băncile sunt interesate să aducă cât mai mult business. Exact cum am spus și mai devreme, IMM-urile sunt motorul economiei până la urmă și fiecare bancă încearcă să-și atragă clienți. Revenind la partea cu garanții, atunci când mergem pe investiții, când un client are vrea să cumpere, vrea să se dezvolte, atunci ajungem la garanții legate de imobil. Documentele de garanție ale unui imobil sunt aceleași ca la persoană fizică. Un cadastru, o intabulare, un act de proprietate. Garanțiile pot fi și sub forma unor utilaje, pot fi sub forma unor stocuri de marfă. Ne întoarcem iar la o linie de credit, la un overdraft. Există situații în care banca solicită și acolo un tip de garanție. Aici e un pic mai diversificată gama de garanții. Aici putem vorbi de o creanță pe care un client poate să o aducă ca garanție la bancă. Aici putem vorbi despre exact mai stocuri de marfă. Aici există mai multă libertate. Pe zona de persoane fizice, okay, rămăsese să punctăm cumva, aș vrea să vorbim și despre zona de garanții puțin. De asemenea și despre ce diferențe există, să zic așa, în cerințele diferitelor instituții financiare? Cum te îndrept să găsești un produs și pentru o persoană care poate nu are un scoring foarte mare, dar ar dori să aibă și el acces la o formă de creditare? În momentul în care scoringul clientului
Aici vorbim mai simplu atât, vorbim de clienții... Și aș vrea să vorbim puțin și despre tipul de documente, apropo de partea aceasta. Presupunând că clientul care dorește finanțarea, facem referire la un credit de nevoi personale, dorește să ia o sumă de bani pentru, nu știu, a-și satisface sau, mă rog, a-și îndeplini un anumit vis. Ok? Iar din punct de vedere al scoringului, se poate să nu îndeplinească toate cerințele pentru că este tânăr. Are undeva la 24 de ani. Să ne imaginăm că are 24 de ani. De ajuns de greu ca până la 24 de ani să fi acumulat vreun istoric de creditare, să fi avut vreo 2-3 credite, să le fi închis și să fie orice bancă să zică da, tu ești acel client perfect pentru noi din punct de vedere al istoricului de creditare. Presupunem că nu are istoric de creditare, abia terminând facultatea, este între joburi, da? nu are o vechime foarte mare la actualul job, pentru că în perioada aceea cauți, trebuie să cauți, să vezi ceea ce îți place și ulterior... Cam care este vechimea pe care o cer? 3 luni. 3 luni la actualul angajator. Cred că depinde foarte mult de bancă. Am auzit de bănci, de exemplu, care cer 11 luni. Dau un exemplu. Nu. Aici este o diferență. Ai vechime la angajator și vechime totală în muncă. Și atunci băncile care cer 3 luni la actualul angajator, de obicei îți cer 12 luni vechime totală în muncă. Minimum, exact. Sunt bănci care îți cer doar 6 luni vechime totală în muncă, dar te obligă ca acele 6 luni vechime totală în muncă să fie la același angajator. Deci cam astea ar fi, să zic, variantele minimale la care te poți îndrepta ca și persoană care dorești un credit ca persoană fizică. Corect. Și atunci, în momentul în care... Repet, avem o vârstă îndeajuns de tânără din punct de vedere al băncilor, avem o vechime la angajator care nu-ți depășește, să spunem, cu tot cu vechimea totală muncă, ai undeva la 11 luni, este deajuns de greu să te îndrepți către băncile mari. Astăzi nu mai este ca în acea perioadă pe care o prezentase la începutul emisiunii, e bancă mare, este bună. Nu! Toate băncile sunt la fel de bună, iar cea mai bună bancă este acea bancă care îți oferă și îți dă acea creditare de care ai nevoie în condițiile pe care tu le dorești. Aceea este cea mai bună bancă. Nu există bancă bună sau mai puțin bună. Și atunci, băncile ceva mai mici sau noi pe piață sunt mai flexibile. Exact. Și atunci permit creditarea astfel acestor clienți tineri, acestor persoane tinere. Se păstrează asta și pentru zona de persoane juridice? Da. Bănuiesc că te referi la startup-uri. Da. Da. Chiar mă bucuram să constat zilele trecute, ceva de genul ăsta, că unul dintre partenerii noștri acordă mai nou credite pentru startup-uri. Mai mult decât atât, acordă credite unor firme care n-au fost înființate. Adică, cum se întâmplă? Este suficient să vii cu un proiect, cu un plan de afaceri pertinent, bine pus la punct și documentat, argumentat, și ei te finanțează să-ți poți dezvolta, ori dezvolta afacere dacă o ai deja, ori dacă nu, să-ți poți avea propria ta afacere. Este un lucru foarte bun. Există pentru startup-uri, există, nu numai partenerul ăsta, dar el a venit cu varianta asta pentru firme neînființate și mie, pentru mediul bancar românesc mi se pare ceva... Wow! Fabulos. Există o limită superioară a valorii pe care o oferă în zona asta? Nu. Deci depinde de planul de afaceri. Planul de afaceri. O eventuală garanție, dacă e cazul. Da, planul superior din punct de vedere al valorii este în funcție de garanția cu care vii. Cu cât ai o garanție mai mare, cu atât este și o sumă mai mare. Discutam ieri cu domnul Vasilescu apropo de accesul românilor la instituții financiare din străinătate pentru a lua un credit. Și dânsul spunea că din punct de vedere legal nu există un impediment. Ați avut vreo experiență de genul acesta? Da, e acea experiență. Puțin întoarcem ceea ce ai spus tu și zicem astfel. Cetățenii străini care lucrează la noi în țară, da, pot accesa un credit bancar. De acord, nu e șansele să intre în acea bancă care îi acordă creditul, să intre, să o nimerească pe scurt, sunt de ajuns de mici.
pentru că, iarăși, sunt condiții de eligibilitate care diferă de la o bancă la bancă, de aceea se diferă și băncile, și din punct de vedere al produselor, și din punct de vedere al sumelor pe care le pot acorda și așa mai departe. Și atunci, da, un cetățean străin care înregistrează venituri în România poate să contracteze un credit de la una dintre băncile de la noi din țară. Sunt acum toate creditele în lei sau se mai acordă credite în valută? Referindu-mă la persoane, la IMM-ul, la persoane juridice, se acordă credite în valută. O principală condiție pe care o pun instituțiile financiare, în general, băncile mai mult, este ca afacerea clientului respectiv acelui IMM să fie derulată în euro. Adică să aibă un domeniu de activitate export, case de schimb valutar, să încaseze în euro. Atunci automat este și recomandat ca facilitatea de credit pentru care optează să fie tot în euro. Pe de altă parte, dacă este o afacere care se desfășoară în lei, recomandat este să ca facilitatea să fie tot în lei, deoarece pe termen mediu și lung se elimină riscul valutar. Pe partea de persoane fizice? La achiziția de imobile, de exemplu, sau? Toate creditele sunt accesate în lei. Poți să accesezi în euro, numai că întâmpini mici dificultăți, dacă le putem numi astfel, de la necesitatea unui avans mai mare decât cel standard pe care l-ar avea banca respectivă în cazul creditului în leu, până la cel risc valutar, bine, până să se pună problema de risc valutar pentru simplu motiv că tu încasezi lei ca și salariat sau ca și PFA, trebuie de fiecare dată să schimbi valoarea ratei din lei în euro și sunt niște bani suplimentari, este un cost operațional în plus. Și atunci, plus dobânzile care sunt uneori diferă în sensul că cele la o altă monedă decât cea noastră sunt ceva mai ridicate. Nu de fiecare dată, dar sunt ceva mai scumpe. Drept urmare, nu se pretează, nu ai avea de ce deci să te duci. Deci a devenit mai avantajos da, să faci credite da, în lei? De 2 ani și... Nu, hai să zic 2 ani și ceva, e puțin. De vreo 4 ani de zile. Pentru că la un moment dat, în perioada aceea de bulă imobiliară, era absolut prohibitiv să iei un credit în lei. Da, toată lumea se împrumuta... Erau dobânzile mari, în primul rând. Exact, toată lumea se împrumuta în euro. Deci era cu 2 cifre, dacă... Da, toată lumea se împrumuta în euro. Nu erau lei în piață. Bine, au fost și unii care s-au împrumutat în franci elvețieni. În alte valute, într-adevăr. Acum n-a știut nimeni ce se va întâmpla. Corect. Puteau să aibă o evoluție inversă și să fie foarte fericiți. Imaginați-vă dacă același scenariu s-ar aplica la creditele în valută. Că până acum vreo 2 ani de zile, majoritatea clienților făceau, vorbind de achiziții imobile, făceau credite în valută. Da, nu putea nimeni să prevadă neapărat că corect. Bine. Evoluția unei anumite valute sau alte. De aceea zic. Ne uităm și de exemplu la dolar. Eu mi-amintesc vremurile când dolarul era 2,9 lei, acum e 4. Corect. Stau credite și în dolar. La răspunsă valută, mă refeream și eu când recomandam și... Pentru că suntem chiar pe finalul emisiunii noastre, aș vrea să sumarizăm în câteva idei care sunt avantajele pentru persoane juridice și pentru persoane fizice în a se adresa pentru nevoile lor de finanțare unui broker de credite versus a-și căuta singur o soluție la o instituție financiară. Te rog. La persoanele juridice, în primul rând, discuția începe cu o poveste. O poveste, în ce sens? Trebuie să înțelegem ce anume are clientul, ce anume vrea să facă clientul, unde vrea să ajungă cu acea finanțare. În momentul în care noi înțelegem povestea, știm exact ce anume să-i recomandăm. Atenție, niciodată, în nicio situație, cred că colegul meu e de acord cu mine, nu decidem noi numele clientului oferta. Doar o prezentăm, dar niciodată nu o decidem. Îi oferiți de regulă alternative? Foarte multe alternative. Foarte multe categorii. Alternative pe care le avem la dispoziție. Alternative pertinente. Pertinente, nu orice. Nu... Că putem să punem totul pe masă, dar că nu e cazul pentru că pierdem timp. Atunci nu vrem să pierdem timpul clientului. Și atunci îi prezentați 2-3 oferte cu avantajele pe care le are fiecare și dezavantaje și clientul decide. Exact. Care e principalul avantaj în a apela la noi în situația asta? În primul rând, apelezi la cineva cu expertiză, la cineva pregătit, la cineva care își face timp pentru tine, care te ascultă și care vrea neapărat să aibă o relație pe termen lung cu tine.
este principalul. În primul rând, comunică cu tine. Ăsta este principalul avantaj. De multe ori te duci în bancă, nu știi ce nu știi, iei băncile la rând, chiar și în cazul persoanei juridice, fiind nevoit, negăsind ce vrei, în prima care intri la sfârșit, pe aia ai acceptat. Ofertă care poate nu e ceea ce ți se potrivește tocmai. Sau poate nu întâlnești funcționarul bancar care să fie potrivit pentru da, ceea ce ai tu. Da, n-aș vrea să mă leg de cei ce lucrează în bancă, tot respectul pentru ei. Eu discut doar ce facem noi, ceea ce putem noi să facem și ceea ce oferim clientului. Vlad, din punctul tău de vedere, care este avantajul în a lucra cu un broker de credite? Iarăși subliniez comunicarea și aici e foarte important pentru că avem libertatea să vorbim astfel încât clientul să înțeleagă, ceea ce este un mare lucru. Nu trebuie să folosim neapărat, nu ne sunt impuși niște termeni bancari, poate acel client nu are o pregătire pe partea de a fi deci economist. Deci nu aveți ca și broker constrângeri exact. Și atunci pot să explic atât de simplu, astfel încât el să acea persoană să înțeleagă corect. Este analiza de piață. Aici ține iarăși de client. Noi, în funcție de prima discuție cu clientul, de ceea ce își dorește el, cum vede el toată colaborarea pe care o vom avea, putem prezenta trei variante sau, dacă și le dorește pe toate, da, le vom prezenta pe toate. Dar marea majoritate, la undeva între 3 și 5 variante, cam pe acolo, a șasea deja, n-ai cum să o iei pe a șasea, adică e extrem de scumpă în comparație cu restul, cu primele două pe care ai putea să le accesezi. Și atunci nu se mai pretează o analiză extrem de amplă. Și timp economisește, nu economisește, câștigă timp, se câștigă timp și timpul este o resursă, prețios o și este o resursă. Și n-ai singura cum, pe care nu exact, poți da înapoi cumpăra. N-ai cum să o cumperi sub nicio formă și atunci este minunat să zici, ok, cred că ar fi mulți care s-ar duce la o bancă de timp să zică vreau să mai îmi cumpăr 10 ani de viață. Eu sunt convins că ne-am duce toți la un moment dat la acea bancă de timp. Dar pentru client este minunat acel moment în care își dă seama că poate apela, dacă își dorește, la un specialist în obținerea creditului la care s-a gândit el. Și atunci, repet, este minunat. E ca și cum eu aș vrea să zugrăvesc în casă. Ok, mă pricep să dau cu trafaletele, dar nu o să fac nimic la dungă, n-am cum, decât în 2-3 ani de zile. Așa și aici. Pentru orice lucru ai un specialist. Și este un lucru minunat să poți să apelezi la cineva pregătit pentru a-ți îndeplini visul, și de fapt. Fără să te coste nimic. Corect, foarte important. Și fără nu să te coste nimic. Adică... Vă mulțumesc foarte mult, a fost Vlad Ardeleanu și Robert Hordei, a fost o discuție foarte, foarte interesantă și practică și cred că cei care au urmărit emisiunea noastră au rămas cu niște informații utile și înțeleg utilitatea de a apela la un broker de credite. Vă invit să rămâneți alături de noi, urmează emisiunea Energia Banilor, în care vom afla despre puterea intenției și felul în care acest lucru ne trasează până la urmă prosperitatea, sănătatea, fericirea. Rămâneți alături de programele Canal 33.